puțin sunt oficialii giuleșteni de părere că în aceste condiții un stadion mai mare ar fi fost fără îndoială o rețetă financiară și mai bună. Da, atâta timp cât lucrurile merg bine pe teren, în campionat, în clasament, asta înseamnă, spuneau giuleștenii, că nu vom vedea echipe precum CFR, dar ce a avut până acum meciuri grele a câștigat. Adică acasă cu Botoșaniul și la Arad cu UTA. Pentru că acestea au fost singurele meciuri cu adevărat, să zicem, grele, serioase, complicate, până la cel din această seară. Iese Moldovan în afara careului. O minge protejat acolo de Săpunar. Acum Kate. Mingea scoasă în stânga la Rareșilie. Rareșilie, poziție bună, Rareșilie întârzie și variantele erau puține. Aproape întreaga echipă ardelean acolo, doar Tudor este undeva la mijlocul terenului. Penetrarea pentru Rareșilie și în fața lui Bărbuț. Rareșilie, acolo este Ioniță, centrarea lui Ioniță pentru Voituș. Intervenție ciudată așa, dar nu s-a văzut asta în rezultate. Bărbuț, 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 trece mingea prin fața porții. Față în față cu Belu Iordache, așteaptă Dumitrescu, vine Dumitrescu, șutul în portar, în portarul Rapidului Moldovan. Dimitrov, Dimitrov scoate la Golovka, Golovka respinge portarul moldovan, acolo este Tudorie. Dimitrov, Dimitrov, Dimitrov aici pentru Ștefănescu, șutul lui Ștefănescu pe poartă, minge grea. Asta ține de minge, Rareșilie, este pasa lui la Ioniță, e pe stângul și vine șutul lui Ioniță, dar modest. Modest, dar parcă cel puțin în ceea ce privește Rapidul e altă atitudine, alt curaj. Belu Iordache. Belu Iordache! Ce șut prinde Belu Iordache! Este primul șut pe poartă. Apare Albo acolo. Centrarea lui Kei Voituș, offside. Nu mult. Tudorie. Tudorie aici la Golovka. Golovka scoate Golovka la Vajvari. Nu cred că asta a vrut. Vajvari! Și moldovan care iese bine. Rareșilie. Rareșilie, mingea pe stângul, Rareșilie, poltă, gol! Ce acțiune! Ce gol reușește Rareșilie cu piciorul drept de acolo! Rareșilie, care părea să se fi complicat aici, adică el nu-i stângace, atenție, și dă de acolo poltă cu exteriorul. Fantastic. Este unul dintre cele mai frumoase goluri ale campionatului. Bun, între timp își dau un petec niște suporteri, să zice Săpunaru, să îi împace mai bine, că vedem faza, că e chiar fază de revăzut. Dimitrov vine și pe un, vine degeaba. În sezonul, așa zis, regulat, regular, ambele variante corecte s-au terminat la egalitate. Dimitrov, centrarea lui Dimitrov, acolo este Dandea! Panionul rămâne jos! Liniște! Nu știu dacă a fluierat, probabil că da. Fluieră finalul meciului! Arbitrul fluieră finalul meciului și Rapidul câștigă și această partidă. Este clar cea mai grea partidă pe care a avut-o Rapidul de când a fost preluată de Adi Mutu.